Bună de când aștept să vină acest moment în care să ne relaxăm, nu? Să vorbim despre lucruri extrem de plăcute din categoria acelora pe care le iubim. Bună ziua, Răzvan! Sărbuna, Micaela! Iar noi doi, cel puțin, iubim teatru cu patimă. Corect. Nu? Da. Și eu de la o vreme, tot din totdeauna. Trebuie să recunosc lucrul acesta. Da, de la o vreme, Mama, e cu năbădăi sau ce? Da, o vreme ai luat-o personal. Exact. Da, și are revanșă. Exact, da. Ați recunoscut vocea Cristinei, Cristina Modreanu, prietena noastră alături de noi, pentru că începe din nou proiectul ei de suflet. Platforma internațională sau de teatru din București. De suflet. Da, da, corect. Al doilea, cu scena.ro, deja face 10 ani anul ăsta. Da, revista, mulți înainte. Iar platforma de-abia 5, e mai mică. Dar da, Platforma Internațională de Teatru București, ediția 5-a, începe săptămâna asta și mulțumesc pentru invitație, îmi face mare plăcere să împărtășesc cu voi, bucureștenilor, ce le oferim la sfârșitul ăsta de săptămână la Arcup Gabroveni și la Teatru Mic, unde au loc majoritatea evenimentelor, și la Institutul Francez, unde avem un eveniment special. Teatru Mic rimează cu istoria cu imic. Așa este, nu l-am ales întâmplător. Sunt și două spectacole care au fost produse de Teatru Mic, dar într-adevăr se potrivește foarte bine cu tema, istoria cu I mic, pentru că cu I mare, despre istoria cu I mare vorbește cam toată lumea, se scrie în manuale, se țin conferințe, se ridică statui, monumente. Și se pierde esența cuvântului în sine și a ceea ce reprezintă, exact. Se cam devalorizează și devine un fel de clișeu pe care îl perpetuăm de la o generație la alta. Ori în spatele clișeului ăsta, de fapt, stau oameni. Și de la această idee am pornit în selecția spectacolelor din acest an. Ele toate sunt bazate pe povești reale ale unor oameni din România contemporană și acoperă și istoric, cumva, ultimii 30 de ani și geografic, pentru că sunt și spectacole din țară. Și chiar și geografic într-un sens mai larg, pentru că avem și un invitat din străinătate și o să vă spun mai multe despre ei, fiindcă sunt cu adevărat speciali. Poate trebuia să începă prin a spune eu mai multe despre tine, cei care, nu știu, se află astăzi pentru prima oară pe frecvență și nu te-au mai auzit până acum, nu știu cine ești și ce faci, cu ce te ocupi așa. Îndeobște, Cristina este redactor șef al revistei Scena.ro, revistă de artele spectacolului, care apare, cum spunea ceva mai devreme, de vreo 10 anișori. Fost director artistic al teatrului, al Festivalului Național de Teatru, curatoriază Platforma Internațională de Teatru București și este un critic extrem de apreciat de artele spectacolului. Mulțumesc. Aici e mai puțin importantă persoana mea, importantă echipa și e important acest proiect pe care încercăm de fiecare dată să-l aducem cu o temă anume. În fiecare an avem o temă în atenția bucureștenilor. Europa cu un mare semn de întrebare a fost anul trecut, pentru că se și împlineau 10 ani de la intrarea noastră în Uniunea Europeană și pentru că erau dezbaterile despre Europa, pro și contra Europa, și sunt în continuare destul acum de... ne-am mai liniștit un pic. Acum ne-am mai liniștit acum un pic. Acum e România cu semnul de întrebare când se discută acolo. Da, acum ar fi fost mai potrivită tema de la ediția a doua, care era familia contemporană, pentru că s-a vorbit foarte mult înainte de referendum și după despre tema asta, dar e foarte bine că am discutat-o și noi. Aducem întotdeauna spectacole care discută această temă și mai ales rămânem după fiecare spectacol cu artiștii și discutăm cu publicul și, spre surpriza noastră, publicul pune întrebări și, chiar dacă nu rămân toți, e foarte important ca aceia care rămân să plece cu o idee în plus de la spectacol. De ce, Cristina, spre surpriza voastră, la ce public te gândeai tu? Pentru că eu am foarte mare încredere în publicul de teatru de la noi. Cred că nu le dăm noi destul. Adică cred că noi, teatrele în special, marile instituții de spectacol, cred că nu se raportează cum ar trebui la public și nu au atâta încredere în acest public. Există această vorbă că n-are rost să faci după spectacol întâlniri cu publicul, că nu rămâne nimeni. Ei bine, de asta am zis că, spre surpriza generală, oamenii chiar rămân dacă sunt curioși și interesați de spectacol și pun și întrebări. Am găsit aici în publicație, chiar la jumătate, știi cum se deschide caietul program. În caietul program. Scrie așa: București, instalație umană. E un spectacol. Da. Dar mă gândeam, vorbeam puțin înainte de emisiune într-un alt context despre asemănările și deosebire dintre București și Iași. Iași întotdeauna a fost un oraș boem, întotdeauna. București a fost și boem în anumite perioade ale istoriei. București a fost cam de toate, din când în când, de multe ori toate suprapuse.
Acum Bucureștiul nu mai este un oraș boem. În același timp, instalația umană mi se pare puțin la polul opus și mi-e teamă de sintagma aceasta. Se poate defini Bucureștiul ca fiind acum o instalație umană? E bună întrebarea, te invit, vă invităm la spectacol, mai ales că sunteți interesați direct de subiectul ăsta. Este cumva o proiecție a celor care l-au făcut, pentru că dintre toate spectacolele din festival e vorba aici despre o creație colectivă. Adică toți cei care au participat la realizarea lui, actorii, regizorul Radu Nica, Florin Fioroiu, coreograful și chiar și scenograful Andu Dumitrescu, toți și-au spus părerea despre București, au scris texte, au schimbat păreri între ei și din acest brainstorming s-a născut de fapt acest spectacol cu textele lor, ale celor care îl joacă, care sunt și foarte tineri majoritatea și mulți nu sunt de aici, așa că e foarte interesant de văzut cum se vede Bucureștiul din perspectiva unor oameni care au venit poate din alte părți, foarte puțini s-au născut aici și cumva există o relație de dragoste și ură cu acest oraș. Știi ce spun foarte mulți și la noi în emisiune la București FM? Foarte mulți dintre cei care s-au mutat în București sau au venit în București pentru anumite proiecte și sunt din alte părți și întrebam de fiecare dată despre modul în care percep sau încă mai percep Bucureștiul venind din alte zone ale țării și spuneau cam toți, unul dintre primele lucruri, are un vibe aparte. Cuvântul ăsta vibe mie îmi place, întotdeauna m-a plăcut. Îmi place și cuvântul instalație atunci când e instalația aceea care duduie. Dar instalație în același timp, știi, pare un lucru mecanic și care pierde trăsăturile care umanizează un oraș. Da, asta este instalație umană, pentru că este o instalație, poate să fie un mecanism. E un android? Poate să fie un mecanism, da, dar care funcționează pe baze umane, care nu poate funcționa, practic, fără oamenii din el. Deci e un semn, da, e un semn de alarmă, cumva, foarte asemănător, de fapt, cu cel pe care noi îl tragem cu acest eveniment. Uitați-vă la oameni, cred că asta vrea, de fapt, să spună și spectacolul. Uitați-vă la oameni, pentru că, sigur că un oraș e făcut din clădiri, e făcut din obiective turistice, e făcut din toate corporațiile care și-au sediu în el, e făcut din foarte multe lucruri, dar tot atenți fiind la asta, la astea, lucrurile astea mari, s-ar putea să le uităm pe cele mai importante, și anume oamenii. Pe așa cum se întâmplă de regulă, nu? Că pare din ce în ce mai clar că noi trăim într-un oraș al mașinilor, spre exemplu, nu? Totul pentru mașini, infrastructură, parcări. Hai să facem totul pentru a ne putea mișca cât se poate de lejer cu fiarele respective. Da. Iar noi oamenii suntem undeva... Pot să vă întreb ceva, că voi ați umblat mult prin alte țări. Mă chinuie această întrebare de multă vreme. Mai sunt țări în lume, în lumea occidentală sau în alte părți, în care oamenii își dau un nume mașinilor, proprietate personală, cum știu la noi, care își botează și vorbesc cu ea. Da, deci, încă se mai poartă chestiunea asta. O relație personală, nu? Știi? Da, când acum, era Florica, Floricica. Mariana este una dintre cele 4 mașini din spatele blocului meu și am aflat lucrul acesta de la proprietar, care o salută de când vine. Hei, hei, Mariana! Și mă sună frumos. E clar că e un membru al familiei. E un obiect utilitar. Dar de ce naționalitate e Mariana? Nu, știi unde nu e fabricată? Nu e din România. Eu nu prea știu mărcile, dar știu dacă are cum arată Dacia. Și nu e din România. Mă gândeam că noi românii nu avem obiceiul ăsta legat de toate lucrurile. Adică ne botezăm frigiderul. Sper. N-am întâlnit. Dar la mașini e o problemă. În alte țări s-a mai întâmplat, se mai întâmplă așa Eu ceva? Eu n-am auzit de așa ceva. Că atunci nu înseamnă cred. Că noi suntem încă în slujba mașinăriei. Dacă... suntem venit un membru al familiei, Răzvan. Da, noi avem puțin jumătate și în casă, dacă m-a dat loc, cam băgau. E alfa familie. Dar sunt și generațiile mai tinere care sunt mai îndrăgostite de biciclete. Nu cred că le dau nume, încă, dar da. sper că o să câștige cât mai mult teren și că o să fie un oraș un pic mai liber de mașini în viitor. Revenind la celelalte spectacole, acesta este dedicat în special Bucureștiului, dar sunt și spectacole de la Sfântul Gheorghe, de la Constanța și cele două jurnale create de Carmen Lidia Vidu, Jurnal de România Sfântul Gheorghe și Jurnal de România Constanța, sunt dedicate acestor orașe. Cum vă spuneam, încercăm să acoperim și geografic. Dar de ce tocmai aceste orașe?
Pentru că aici au fost create aceste jurnale de către acest artist, Carmen Lidia Vidu, care a generat acest format. Deja săptămâna asta a avut a treia premieră, Jurnal de România Timișoara, pe care însă nu o aveam gata la momentul programării spectacolelor astea. Ea are un proiect mai amplu și încearcă să facă genul ăsta de jurnal al câte unui oraș în mai multe locuri, pornind de la istoriile personale ale echipelor cu care se întâlnește în teatrele în care lucrează. Și într-un format multimedia, cu un limbaj foarte personal pe care această regizoare îl are și în teatru și în film. Oh, Europa, cum traducem? E apreciativ, depreciativ? E ușor nostalgic. Cred că e nostalgic pentru că e vorba de o companie britanică și, cum știm, Marea Britanie tocmai se pregătește să părăsească Europa, motiv pentru care, sau context în care, grupul Action Hero a plecat acum 5 luni din Marea Britanie și a călătorit prin toate țările din Europa, s-a oprit în fiecare. E ultima oprire Bucureștiu, tocmai dimineața am vorbit cu ei și au ajuns, veneau dinspre Sibiu. Acest proiect constă în faptul că ei se opresc în fiecare țară și înregistrează cântece de dragoste. Au plantat și emițătoare în fiecare țară, prin care se poate pe o anumită lungime de unde se pot auzi aceste cântece înregistrate, și produc și un podcast pe parcursul acestui traseu, în care o selecție din cântecele înregistrate sunt difuzate mai departe. În ideea de a găsi cumva esența Europei, de a înțelege mai bine în ce constă acest concept, care uneori poate să devină foarte, foarte abstract. Dar eu sunt foarte curioasă cum ar suna cântecele de dragoste culese de aici, din urbea noastră. Și noi de-abia așteptăm și încurajăm pe această cale pe ascultătorii voștri să vină să cântece, să cânte. Cântecele pot fi reinterpretări personale ale unor hituri internaționale, pot fi cântece populare dacă le știu. Cântece sau... poate participa oricine. Da, absolut. Chiar îi încurajăm să vină și să participe la acest mic experiment simpatic. Ei călătoresc cu autorulotă, în care au și un mic studio de înregistrări, acolo au făcut toate înregistrările, și ne găsiți vineri, sâmbătă și duminică între ora 11 și 2 în față la Arcup Gabroveni. O să recunoașteți imediat rulota, e mare și albastră, și sper să rămână și din România cu niște cântece cât mai frumoase. Italienești. Sau ce cântă română. Am ascultat podcastul lor și sunt tot felul de combinații, adică sunt și cântece pe care le știm cu toții, dar sunt și cântece, până și am ascultat de curând un cor din Helsinki, un cor de femei care cânta un cântec popular, cred. Foarte, foarte frumos. N-am înțeles, evident, versurile, dar era minunat. Și de dragoste? Minunat. Și în limba nu știu, presupun că era de dragoste. Te mișcă? Da, sonoritatea limbii te mișcă. N-am înțeles versurile, dar cred că dincolo de asta muzica îți transmite ceva. Sigur. Dacă e vorba despre dragoste, derulam așa în minte. Ce aș putea cânta despre dragoste? Da, e de și asta. Ricky e poveri, ti amo. Da, e frumoasă, știi, dar mi se pare așa cum, pe lângă O Sole Mio, e Delicado, ti amo, știi, și multe alte. Așa și note magice, se intră în această categorie, dar O Sole Mio e declarația... Da, e foarte fain, știi, să vezi ce iese la final, până la urmă. Nu știu, așa, din cântecele de dragoste ale românilor, cam în ce zonă se situează. Da, o să vă transmitem, dacă o să discutăm cu ei și poate facem o selecție și vă transmitem. Să nu e un gen anumit, deci nu trebuie, sunt populare sau moderne, poate fi orice fel de... Au libertate, cum spuneam, ce să fie... Ce cânti tu așa de inima da, albastră ce când ești? Da, ce cânti, poate la duș, poate iubitei sau iubitului sau... Am răspuns mai devreme, la duș este asociat O Sole Mio cu tot blocul, e un experiment. Ei au zis că muzica de care au auzit din România foarte des a fost Doina sau manelele. Așa că cumva sunt două opțiuni între care însă ne putem mișca, adică cei care vor cânta se pot mișca cum vor ei. Eu sper să aibă curaj să facă lucrul ăsta, pentru că poate singurul... unii sunt timizi, deși dar au putem voce. Să mobilizăm și noi rockerii, nu știu, să mai săltăm un piculeț așa. Adică pot să cânte și cânte ce, pot să cânte și cânte ce personale, dacă e cineva atât de e singurul cuvânt nediscriminator, să știi, cu man și ele.
Deci mie mi se pare că nu am gândit la asta niciodată. Ce în spate aici, poate o discuție pentru altă emisiune. Se pare deci că astea sunt formatele care au depășit cel mai mult granițele. Foarte drăguț asta. O să văd și eu un cântec de al lui Rammstein și o să mă duc acolo să... Te așteptăm, da, cu mare interes. Da. Chiar te așteptăm. E bine să scrii 4 apariții pe an pe coperta unei cărți sau unui pliant, pentru că în felul acesta îți dai singur o sarcină pe care trebuie să o respecti, că tot ai anunțat omul. Avem o sarcină, e vorba de revista Scena.ro și la sfârșitul fiecărui an facem abonamente pentru anul viitor, deci n-avem cum să nu ne respectăm promisiunea, pentru că sunt încă foarte mulți oameni, deși noi avem și un website, vă invit să-l vedeți, am lansat și un podcast recent cu discuții cu oameni de teatru pe diverse teme foarte interesante și încercăm să creștem website-ul. Există totuși oameni foarte atașați în continuare de formatul în print. Așa că o să încercăm, cu toate că e un efort suplimentar și costisitor, chiar încercăm să menținem formatul ăsta. Și dacă am reușit 10 ani, eu sper că o să reușim măcar următorii 10. Văd că ți-a adus și trilogia Anilor Dispăruți, da, despre care ne-a povestit foarte frumos Ana Mărgineanu când a fost aici la noi. Da, este chiar suntem bucuroși de reușita asta, pentru că am întregit cumva proiectul. Trilogia n-ar fi fost trilogie fără spectacolul de la Piatra Neamț, care vine în turneu special pentru acest festival, cu Anul Dispărut 1996. Mm. Și așa acoperim cumva și istoric cele trei decade, Anul Dispărut 1989, Anul Dispărut 1996 și Anul Dispărut 2007. Trei ani foarte importanți din istoria recentă a României și care sunt povestiți tot așa prin povești personale ale celor care joacă în spectacol sau tehnicieni, toată echipa spectacolului, sub coordonarea Anei Mărgineanu și a lui Peca Ștefan, care a rescris ca un dramaturg adevărat, a rescris cumva și a ales și a editat cele mai interesante povești. Mai Cristina, văd aici o doamnă cu pieptul dezgolit. Aproape în instalația respectivă. Nu este total dezgolit, dar este, cam dezgolit, așa. Cu bustul aproape gol. Păi și familia tradițională care vine la spectacol să vadă instalația, ce zice? Eu cred că și familia tradițională a mai văzut oameni în bustul gol, măcar ocazional. Și de Crăciun, doar atunci. Se poate, o să adauge o a treia Să știi că eu sunt familie tradițională, sunt căsătorit cu o femeie și am un copil și nu mi se pare. Vrei spun, sincer, am văzut Deșteaptate Român cu o scris, după care mi-am dat seama că e cu spuneți voi, iată, lumea s-a schimbat, femeile observă primele un bus gol, după care vine și bărbatul. Da, dar n-ai observat și mesajul. Ai văzut ce am văzut, am văzut. Românco. Da. Și da. De altfel este foarte clar că aici avem nu doar o temă, sunt mai multe sau sunt câteva teme principale, dar există câteva mesaje care apar tot timpul, pentru că Constanța, trezește-te, Deșteaptă-te Românco, în mod evident lucrul acesta e un îndemn pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare dintre zilele pe care noi le trăim. Am văzut ceva aici legat de ce spuneai puțin mai devreme, nu doar cei care sunt talentați la cântat, ci și cei care sunt talentați la scris pot participa. Avem mai multe ocazii de a participa, special create pentru spectatorii noștri în acest an. Avem în holurile teatrelor, în care jucăm, catalogul spectatorului extraordinar, în care invităm să scrie câte o mică poveste trăită la teatru sau în altă parte, cum își doresc ei, în ideea de a adăuga conținutului festivalului ceva foarte personal al spectatorilor. Tot pentru asta îi rugăm pe cei care sunt interesați să intre pe site-ul www.microistoria.ro, un proiect despre care cred că am mai vorbit și aici, pe care încercăm să-l continuăm anul viitor, și să se înscrie acolo în așa fel încât noi, când începem castingul, să alegem cele mai interesante povești, să putem să-i contactăm. 100 de cuvinte? 100 de cuvinte, nu parcă scrie aici. 100 de cuvinte, bine, plus minus. Se leagă de plus minus, firește. N-o să le numere nimeni așa sau de bine. Da, nici nu ne-am gândit. Am vrut doar să fie povești scurte. Sigur că probabil unii vor scrie un pic mai mult sau un pic mai puțin. E vorba și de inspirație. Dar uite, bine că ai făcut tu legătura. Și mai este poate și vorba și de centenar. Puteți să scrieți, dacă doriți, pur și simplu, cuvinte așternute pe o hârtie virtuală, sau puteți să trimiteți un filmuleț de asemenea. Da. Un scurt video în care să spuneți esența poveștii voastre. În mai puțin de 5 minute, ca să nu fie chiar un
Absolut. Iar după fiecare spectacol rămânem în continuare cu artiștii și discutăm cu toți cei care vor să-i cunoască personal sau să le pună întrebări. Toate lucrurile astea la care ne-am gândit sunt special create pentru spectatori. Pe fondul ideii că București este invadat de festivaluri de teatru în această toamnă. Asta și e bine. Este foarte bine, benefică. Dar ar trebui, cred eu, să existe și o diferență între ele, să știe fiecare om care vrea să ducă la un festival ce anume are specific acel festival, ce își propune el pe lumea asta, în afară de a fi o vitrină de spectacole, fiindcă astea sunt toate, de fapt. Ce am încercat noi a fost, în primul rând, să găsim câte o temă la fiecare ediție și să grupăm aceste spectacole în funcție de temă, deci fiecare știe ce va găsi în funcție de tema asta și, în al doilea rând, ceea ce e diferit față de alte festivaluri este această interacțiune permanentă cu publicul, pe care încercăm sub forme creative de fiecare dată să o facem cât mai consistentă. Deci chiar vrem să ne întâlnim cu oamenii ăștia, să știm cine sunt și să nu-i lăsăm să plece fără niciun gând ulterior de la spectacol. Diferit față de alte spectacole, dar o constantă în spectacolele voastre. Și oricum, apropo de chestia asta cu Deșteaptă-te Româncă, nu mi se pare că era discriminare în imn, nu? Adică Deșteaptă-te Române, pentru că ele, da. noi suntem suficient de inteligente, adică... Da, sigur. Da, e punctual, e adresat ei, ție, tu, înțelegi? Românco, tu. Așa rămâne la modul general și, firește, nu se exclud. Dar se putea interpreta, știi? Că de ce Deșteaptă-te Române cu româncele să le lăsăm așa, în ignoranță? Deci nu cred că asta a fost ideea celui care a scris versurile, ci nu se faptul că femeile interpreta. Sunt suficient de deștepte, nu trebuie să le mai... Nu se poate, că nu putem să ajungem la așa ceva, să schimbăm limba română, nu? Deja să atunci nu... m-am liniștit că aveam așa o neliniște și... interioară, cumva. Da, adică și banii, scos și cuvântul ban, pentru că un ban, doi bani și hai să-l facem și pe ăsta neutru. Nu, da, avem să... și monedă. Da, așa monedă. Că... Nu, da, acum, avem serios. Avem și monede și moneze, apropo. Revenind acum... Să știi că asta e trendul, nu? Cu genul neutru, adică nu... Fotografia este oricum legată de momentul pe care actrița și coregrafa și dansatoarea Ioana Marchidan îl face în spectacol. Deci el are un sens, acest mesaj nu este pur și simplu expus, o expunere de imn sau de bust. Sau un tatuaj oarecare. Contează mesajul, evident. În primul rând. Are legătură cu scena în care ea joacă. Ce întrebări? Uite, o întrebare colaterală. De obicei, nu știu, un actor dintre toți acești actori sau un regizor, care e întrebarea clasică pe care o poate primi la un sfârșit de spectacol când e o discuție cu publicul? Scriitorii primesc întrebarea de care s-au săturat de mulți ani, la ce v-ați gândit când ați scris cartea respectivă sau textul respectiv? Evident, imposibil de răspuns. Da, și aici o... Cred că este o întrebare foarte politicoasă pe care oamenii o pun în lipsă de alte idei mai bune, dar nu, de obicei cei care rămân la genul ăsta de spectacole în care s-au simțit de care s-au simțit atinși într-un fel sau altul. Nu participă formal, ci chiar... Nu, pun niște întrebări care uneori, adică nu întotdeauna le-a plăcut foarte mult spectacolul. Poate ceva i-a deranjat, poate ceva le-a produs un disconfort. Și spun exact asta. Adică încep cu asta. De ce ați ales imaginea aia sau rolul respectiv? Sau de ce ați ales asta? Că nu mi se pare bine că asta sau asta. Adică au niște idei și niște opinii, ceea ce mi se pare extraordinar. Și această lămurire bilaterală, să zicem așa, îi ajută și pe actori. Se ține cont la următoarele spectacole? E foarte greu de spus dacă în ce măsură se ține cont, în sensul că nu se schimbă o scenă întreagă sau un personaj anume, dar cumva subliminal se întâmplă o schimbare. O tonalitate, sigur, la un moment dat. Exact. Deci actorii sunt influențați de ceea ce li se spune și cumva rămâne în ei gândul respectiv. Sau deci ce e interactiv și nu e o conferință de presă, pur și simplu. Foarte nu e frumos. Niciun fel de conferință de presă. Câteodată presa nici nu rămâne. Uneori rămâne, alteori nu. Dar nu de asta facem aceste întâlniri, ci pentru spectatori, fie ei de orice meserie. Și cred că este, repet, foarte importantă și pentru cei de pe partea cealaltă, pentru artiștii care ar trebui să știe mai multe despre publicul lor. Asta este un lucru care se întâmplă și mă bucură foarte mult la noile generații. Ei chiar țin cont de spectatorii lor. Îi interesează, fac chemări pe pagina de Facebook, sunt foarte activi, sunt foarte la curent, au niște fani ai lor, fiecare mai mult sau mai puțin, își anunță spectacolele, unde sunt, chiar după ce le-au terminat, dacă e un regizor sau o regizoare și a plecat din orașul respectiv, își ține la curent publicul cu ce a făcut. Deci au grijă în continuare de spectacolele lor și de publicul pe care și l-au creat, ceea ce mi se pare un lucru
pe care, de exemplu, instituțiile de stat nu prea îl facă. Ei nu prea știu cine sunt oamenii. Știu că au un public captiv, că vin mai mult sau mai puțin, că joacă cam de nu știu câte ori un spectacol, dar atât. Nu știu, programul, nu? Piesele pe care vrei să le ai în repertoriu, nu ții cont de spectatorii care îți vin? Așa ar fi normal, teoretic, dar din păcate nu se întâmplă așa. Ții cont de ce îți propun regizorii și cam atât. Deci nu, din păcate nu există o corelare bună între cei care fac teatru în instituțiile astea mari și publicul lor captiv, să zicem așa. Unde se desfășoară? Avem loc? Cum se procură bilete? Se desfășoară la Arcup Gabroveni și la Teatrul Mic din București, sunt foarte aproape unul de altul. Biletele se găsesc la casele de bilete ale acestor două instituții sau online. Tot sistemul, grăbiți-vă pe e-bilet.ro. N-aveți sold out, știi? Grăbiți-vă, da, mai ales la Anii Dispăruți, suntem foarte aproape de sold out. Și la cele de la Arcup încă mai sunt câteva bilete. Să știi că am avut situații chiar la noi în emisiune, mi-amintesc, și nu acum foarte multă vreme, în care discutam despre un eveniment care urma să vină și invitatul nostru ne-a spus, se desfășoară în locul cu tare, așa, biletele se pot găsi, după care la sfârșit ne-a spus, dar din păcate este sold out, s-au cumpărat toate și da, de aceea întreb, pentru că lumea iată merge și se poate întâmpla, dacă nu se grăbește, să nu mai meargă. Da, sunt, iar cele din de care vă povesteam, grupul britanic Action Hero, au și niște performance-uri de 20 de minute înainte de înregistrările Cântecelor de Dragoste și acestea sunt gratuite. Singura condiție să cunoască limba engleză spectatorii, pentru că se întâmplă totul foarte aproape, chiar în autorulotă sunt performance-urile, sunt doar 6 spectatori la fiecare și e imposibil de tradus. Pentru cei care, de exemplu, vor să vadă în limba engleză spectacole, vreau să mai menționez că cele de la Arcub, instalație, București Instalație Umană și Jurnal de Sfântul Gheorghe, respectiv Jurnal de Constanța, au și supratitrare în limba engleză, tocmai pentru că am vrut să existe o ofertă și pentru expații din București. Apropo de diversitatea orașului, există o comunitate mare de expații în acest oraș care nu au o ofertă culturală în mod obișnuit, ceea ce este foarte trist. Pentru ei, în mod special, aceste trei spectacole sunt supratitrate în limba engleză. Ne-a ajutat foarte mult și British Council cu acest eveniment, vreau să precizez asta, Institutul Cultural Francez, Arcub, bineînțeles, și Primăria București prin Arcub, Teatru Mic, care e partener, și AFCN, care susține un atelier educațional dedicat tinerilor prin teatru, cu titlu Anti-eroi, respectiv Anti-eroine, apropo de gen. În ideea, e coordonat de Bogdan Georgescu, regizorul Bogdan Georgescu, care vrea să-i dezobișnuiască pe tineri de această dorință de a fi supereroi, care li se inoculează din ce în ce mai des în zilele noastre. Da. Și nu e bună dorința asta? Eu și acum doresc să... Este tot mai trag speranțe. Este foarte stresantă, se pare, pentru copii și pentru tineri, fiindcă vor să fie într-un anume fel și nu toată lumea reușește să fie supererou, evident. Ceea ce nu înseamnă că nu poți să fii o ființă cât se poate de valoroasă fără să fii, fără să fii un supererou. Da. E vorba de modele, de fapt. Apropo de expații, eu cred că mulți dintre ei deja știu limba română, deja înțeleg. Unii da, alții nu. Din câte am înțeles, chiar de la colaboratorii noștri de la British Council, există foarte mulți oameni care ar vrea să consume ceva cultură în limba, în limba engleză sau să înțeleagă. Chiar dacă înțelegi bine cât de cât o limbă, e foarte greu să urmești un spectacol într-o limbă străină. Asta e bună de glumă pe Facebook. Știi, parcă văd așa o poză, știi, cu polițistul care stă lângă mașină ăla la volan și întreba, ați consumat ceva? Da, cultură. Da. Dar ce făceați minunat, dacă nu era acest Han Gabroveni? Dacă nu se refăcea el atât de frumos? Și da, nu... e o întrebare. Noi am lucrat în fiecare an și cu diverse alte teatre, dar centrul acestui eveniment a fost încă de la prima ediție, într-adevăr, Arcup Gabroveni. Chiar de când se deschisese prima ediție în 2014, a avut loc imediat după deschiderea acestui centru. Este centrul cultural al municipiului București, deci mi se pare că e locul cel mai potrivit. Și eu sper că o să se mai renoveze și alte clădiri din orașul ăsta, care să se transforme în centre culturale, pentru că este o nevoie, adică este mult mai mică oferta de spații de acest tip, dedicate culturii, decât ar fi cererea, tocmai pentru că, de fapt, București a devenit o metropolă, nu mai e doar un oraș. Și vorbesc de invazia de evenimente, chiar toți oamenii aceștia, indiferent de calitatea spectacolelor,
Unde se înghesuie? Uite în rulota asta. În rulota, toată lumea, știi? Se înghesuie în foarte multe. Recordurile acelea că ți intră într-un traban, știi? Da, se înghesuie în foarte multe locuri, unele din ele neprotejate în caz de cutremur, dar asta e o altă discuție. Se înghesuie acolo unde sunt chemați. Eu cred în acest tip de spectacole de nișă, cu mai puțini spectatori, dar care propun o întâlnire directă, mai ales că ele oferă o alternativă. Când nu ai spații de joc suficiente, de poți să faci... Există chiar un festival în București, HomeFest. Am vorbit despre el. În aceeași idee s-a născut, pentru că imaginația nu are limite, nici măcar imobiliare. Dar totuși, ce fac oamenii ăia șase într-o... rulotă. Crede-mă că au o experiență. Au o experiență de viață. Eu nu știu, face hamburgeri. Nu știu, discută, li se prezintă niște lucruri, aud niște cântece. Deci este o experiență pe care cu siguranță o vor ține mai bine minte decât o seară la teatru. Care, oricât de... Adică, sigur, pot fi seri la teatru extraordinare, dar majoritatea sunt destul de obișnuite, să zicem așa. E un exercițiu pe care îl faci cu familia sau fără familia, cu prieteni, dar nu întotdeauna este ceva memorabil. Pe când genul ăsta de interacțiune, și vreau să subliniez că și în trilogia Anilor Dispăruți, pe lângă ce se întâmplă în sala de spectacol, există o loterie a spectatorului și se trag la sorți câțiva spectatori care au parte de scene separate în alte locuri din teatru. Tot în ideea de a participa, de a le crea spectatorilor șansa de a participa în mod direct la ceva special. Dar care e profilul spectatorului care, nu știu, dorește să fie implicat într-un astfel de spectacol interactiv? Să zicem cei mai curioși dintre ei. Sau curajoși? Nu cred că e o chestiune de curaj, că nu ți se întâmplă nimic. Ești totuși în cadrul unui eveniment cultural. Dacă mă pune să fac ceva, să mă pune să spun ceva, dacă nu mă descurc, cine știe? Există un tip de emoție și un pic de adrenalină care nu cred că strică nimănui. Adică deci este cineva care trage experiență. Lozul norocos poate ceda, ca la loteria vizelor, poate ceda sau nu? Poate ceda cuiva, evident, care e mai interesat de... Da. Dacă nu vrea, nu participă la loterie, așa da, că eu cred că majoritatea participă. Da, e o experiență totuși, ceva memorabil. Și alte evenimente pentru, v-ați gândit de pe acum, pentru anul următor, măcar așa câteva tușe? După continuăm, care ne facem la tema noastră, continuăm să știm și despre viitor. Apariția Scena.ro și tot în cadrul platformei aniversăm cei 10 ani la Institutul Francez, sâmbătă 13 la ora 13. Sperăm s-a potrivit să ne sau intenționat? S-a potrivit, da, chiar s-a potrivit. S-a potrivit, dar se potrivește la voi, frate. Nu, asta s-a potrivit. Un lanț de coincidențe. A fost chiar... Bine, exact. Da. Nu, ideea este că Institutul Francez are foarte multe filme programate și singurul interval orar pe care nu l-avea ocupat era... într-o zi de sâmbătă sau duminică, fiindcă așa ne-am propus, a fost acesta, sâmbătă 13 la ora 13. Pentru că lansarea Scena.ro numărul 41 și aniversarea asta de 10 ani va fi marcată de o proiecție de film, se cheamă În afara scenei, în afara arenei. Se cheamă Vineri 13 nu, deja. Nu, asta ar fi fost prea mult. În afara arenei se cheamă și este un film documentar de doar o oră despre artiștii de circ. Circul în Franța este foarte dezvoltat, circul contemporan, nu circ cu animale, nu circ tradițional pe care îl cunoaștem noi, ci un circ foarte, cu elemente teatrale, foarte, foarte special, care a devenit un gen în sine. Și noi am avut numărul trecut un dosar special realizat cu sprijinul Institutului Francez despre artiștii de circ și despre cum s-a dezvoltat această artă în Franța și cu această ocazie vrem să arătăm și acest film în care cumva să încurajăm și pe artiștii tineri de la noi să aleagă niște domenii puțin mai speciale dincolo de teatru, pentru că e foarte mare aglomerație în teatru pentru cei care ies din școlile de profil. E mare aglomerație? O, da, absolut. Deci încă mai e? Absolut. Sunt foarte, foarte mulți absolvenți și teatrele de stat sunt deci pline. Deci încă sunt oameni idealiști, văd. Da, iar în ultimii 10 ani a explodat mișcarea independentă din acest motiv, pentru că ei nu mai au loc în altă parte și atunci cei mai cu inițiativă și cei care într-adevăr sunt pasionați de meseria asta și nu pot fără, își fac mici companii, găsesc locuri pe care le renovează sau le transformă din ceva în teatru, din altceva în teatru. Deci sunt foarte, foarte creativi și încearcă să-și construiască un repertoriu, o echipă, un public.
e foarte greu și cumva nedrept, pentru că sunt două categorii, cumva cei care avantajați de faptul că au bugete și clădiri și tot ce le trebuie și cei care trebuie să construiască totul de la zero. Dar paradoxal e mai mult pasiune în zona asta și mai mult... Mai multă creativitate, da, ai dreptate. Mai multă creativitate, tocmai pentru că condițiile sunt... Da, și nevoia te silește, nu? Da. Să ieși din zona aia de confort. Total. Spune-ne de ce s-a întâmplat acum 10 ani. O, Doamne! Un pic, măcar așa. Da, au trecut 10, da, iată. Da, au trecut 10 ani. Deci chiar acum 10 ani, pe vremea asta, la, poate un pic mai încolo, la început de noiembrie, 5 persoane se strângeau la o masă într-o cafenea și discutau despre ideea asta foarte bizară, li se părea unora foarte bizară, pentru că eram fix înainte de criză, dacă vă aduceți aminte, a fost o criză mare, economică, și când noi am povestit că am vrea să facem o revistă, ceilalți din jur, chiar și din breazla noastră, ne-au spus, acum, mai stați și voi un pic să vedeți ce se întâmplă cu criza, n-o să fie bani, n-o să fie, cine mai citește reviste de teatru, cine, presa, oricum, în presă, de fapt, de acolo pleca totul, pentru că noi am observat că în presă eram cu toții în această breazlă și eu am observat că erau din ce în ce mai puține pagini de cultură, pagini dedicate teatrului, cronici de spectacol, și atunci am vrut să facem această publicație de nișă. Din păcate, două dintre aceste persoane, și anume Magdalena Boiangiu și Anca Rotescu, nu mai sunt printre noi între timp. Asta e foarte trist, dar ne amintim întotdeauna de ele pentru că au fost foarte importante în lansarea acestei reviste. Iar dintre cofondatori mai lucrează la revistă, mai lucrez eu și Ciprian Marinescu. Am rămas de-a lungul timpului în bineînțeles că alături de noi, între timp mai sunt și mulți alții, dar dintre cofondatori noi doi am rămas acolo. Și mai acolo. Cafeneaua aceea, vă mai strângeți la masa respectivă? S-a transformat într-un restaurant și nu ne-am mai întâlnit acolo niciodată. Dar, știi, să faci întâlnirea de 10 ani, știi? Dar adevărul este că ne întâlnim des în cafenele când suntem toți în același oraș, pentru că de fapt suntem o redacție virtuală și foarte mult călătorim toți în diverse alte orașe. Avem corespondenți la New York, la Berlin, la Paris. Doamna, e vorba de orașe și nu de restaurante. La Viena, da, exact, e vorba de orașe. Oameni care ne transmit de la fața locului și de la cele mai importante evenimente de teatru cronici, pentru că încercăm foarte mult să fim la curent cu ce se întâmplă pe scena internațională, considerând că și scena românească face parte din scena asta internațională și sperând să nu se mai izoleze niciodată cum era izolată înainte de 89. Dar într-un clasament pe unde ne-am aflat noi? Că ai tot amintit de orașele astea în zona asta culturală, eu zic că stăm bine, dar pe unde suntem? Stăm destul de bine, nu pot să spun că stăm la fel de bine ca New York sau Paris, dar a crescut constant viața culturală și eu sper să crească și mai mult în viitor și suntem destul de sus printre țările din jurul nostru sau din fostul bloc socialist. Nu trebuie să uităm că avem acest delay, această întârziere istorică produsă din motive care erau independente care de artiști. Din motive care da, ne doare. Profund da. Și în continuare. Delay-ul ăsta ne-a ajutat la Cannes și la Berlin. Un pic așa de-a lungul timpului. Da, pentru că din izolare se nasc niște lucruri cu adevărat originale, fiindcă uneori când ești, vezi foarte multe, poți să fii influențat. Dar adevărul este că contează să vezi foarte multe, chiar ca să fii tu însuți. Nu trebuie să imiți pe nimeni, dar poți să te găsești pe tine și când te uiți la ce fac alții. Și e important pentru un artist să fie la curent, nu mai poate să. Uite, te ajut eu acum, îți dau programul și vreau să faci pentru cei care ne ascultă 3 recomandări. Doar 3? Păi doar 3, uite, avem 3 momente la dispoziție, suntem liberi toată, în 3 momente. Îți colorează toată foaia, îți dai seama că nu o să aleagă. Trebuie să aleagă, păi asta e o provocare. E foarte simplu, anul dispărut 1996, fiindcă vine de la Piatra Neamț și n-o să, e foarte greu pentru bucureștean să se ducă să vadă așa ceva acolo, iar pe urmă poate completa cu anii dispăruți produși de Teatru Mic, pe care îi poate vedea la Teatru Mic, 89 și 2007. Când anume? Duminică seara de la ora 19 la Teatru Mic, anul dispărut 1996, un an în care s-au schimbat multe în România, regimul politic, tot felul de lucruri, o să vă aduceți aminte sau o să aflați dacă sunt foarte tineri spectatorii și n-au știut.
La fel, Jurnal de România, Sfântul Gheorghe și Constanța, ca sâmbătă și duminică, de la ora 8 la Arcub Gabroveni, ca să afle ce cred oamenii din alte orașe despre orașele lor. Și aș insista asupra Action Hero, performance și înregistrare de cântece de dragoste, pentru că aș vrea foarte mult ca această ultimă oprire din Europa să însemne ceva la fel de important ca toate cele, sau poate chiar mai important decât celelalte opriri din cele 27 de țări europene în care au fost până acum artiștii britanici. Și asta de la ora 11 la ora 14, în fața sediului Arcub Gabroveni. Oamenii vin? Oamenii vin, găsesc acolo o echipă care le explică, le dau caiete program și le fac cunoștință cu artiștii britanici și intră în autorulotă unde este studio de înregistrări. Deci nu toată lumea va fi îndrumată de echipa noastră care așteaptă la fața locului. Pot să se înscrie dinainte la arpas2011@gmail.com ca să-i, dacă vor să fie programați la o anumită oră, dar altfel o să identifice foarte ușor în centru vechi o rulotă mare albastră. În care ce fac oamenii? În care cântă cântece de dragoste. E un studio de înregistrări și pot să cânte cântece pe care le cunosc de când erau mici, cântece, să zicem, hituri internaționale, muzică tradițională românească sau compoziții personale, dacă sunt genul care și compun, nu numai cântă. Stai că l-am depistat pe Gheorghe Visu. Gheorghe Visu este unul dintre actorii mei preferați ever și e ca alarma de la telefon. Când îl văd imediat tresar undeva. Atunci, pentru tine special, anul dispărut 1989 și 2007. Da. Amândouă este în distribuție. Da. Ei sunt veteranii Teatrului Mic, Gheorghe Visu și Maria Ploaie, îi vezi pe amândoi în spectacolele astea, alături de o trupă tânără extraordinară pe care cred că merită să o descopere toată lumea. Se aude câteodată, nu mai sunt actorii de altă dată, nu, dar sunt actorii de acum care sunt extraordinari, foarte mulți dintre ei. La fel în București, Instalația Umană este o galerie de viitoare vedete, deci unii din ei sunt deja un pic vedetă, alții urmează. Vă invit să-i descoperiți pentru că sunt actorii de mâine. Sunt foarte mulți și foarte talentați. Poate de aceea nu-i știe lumea, pentru că sunt foarte mulți. Înainte aveam o mână de actori. Așa e, și cam toți apăreau la televizor. La televizor, da? În care da. Îi vedeam clar pe toți, așa că nu putem, nu e deloc adevărată chestiunea asta cu unde sunt actorii de altă dată, nu mai avem cu cine, nu mai avem Așa e, cred talente. Că e nedrept. Este da. O foarte mare încărcătură de talent în orașul ăsta. Și asta în alte o fugă orașe. De responsabilitate când cineva spune, așa am perceput eu, când cineva spune, mai avem actori cum erau pe vremuri, de fapt tu dacă faci o astfel de afirmație, fugi de responsabilitatea de a afla că există care sunt și actorii astăzi. De azi, da. Și atunci da, e mult mai comod așa, dar e nedrept. Îți găsești o scuză că nu te mai duci la teatru, exact. Pentru că de obicei asta spun cei care exact. Nu se mai duc. Dar e și vina teatrului într-un fel, pentru că dacă altădată se făcea extrem de important pentru oameni, acum uneori se face, alteori mai puțin. Deci cred că trebuie să facem eforturi mai mari să ne apropiem de spectatori. Albastră e rulot, ai spus albastră, da, nu? Da. Ok, ca să-mi sară în ochi. Albastru deschis, frumos, ca marea. Deci, ca marea la greci. Vreau să întreb ceva? Da. Vreau să întreb ceva? Da, da, da. Vreau să întreb cât durează procesul ăsta de selecție și cum e greu? Greu nu e, este o plăcere, pentru că cu asta mă ocup, văd foarte multe spectacole pe tot parcursul anului. Păi nu, dacă anului. E greu de ales, că bănuiesc că e greu de ales, da, e greu de ales pentru că avem bune. Buget foarte mic, pentru că trebuie să strângem fonduri de fiecare dată ca să facem să se întâmple acest eveniment de 4 zile, atât vrem să fie, deci e o alegere, sunt doar 4 zile, ar putea fi mai multe, dar... Dar buget mic nu înseamnă și calitate redusă. Nu, în niciun caz. Înseamnă o selecție și mai acută, să zicem așa, mai multe filtre de selecție. Fii atent, am descoperit o nedreptate în program. Au, da, ce nu să... Deci, într-un program, așa cum e normal, caracterele sunt normale sau un pic mai mici, dar e cineva trecut cu cele mai mici caractere din tot programul, nici nu văd. Foto, Cornel,
Este cel care ți-a făcut fotografia ta. Uite-te și tu cât de mic scrie. toți fotografii cu aceeași literă, nu e el în mod special. Cornel? Foto Cornel Lazia, e Lazia, un fotograf așa. Extraordinar. De fapt, toți sunt fotografi foarte buni. Uite, Cornel, te salut, te-am văzut. De altfel, este și un artist foto. Face fotografii, expune fotografii în galerie. E atât de mică, eu nu-l văd. E sub fotografie. O să ne deteste Cornel Lazia din cauza asta. Nu l-a găsit, l-a găsit? Gata. Bineînțeles că l-a văzut, nu se poate. Salutări Cornel de aici, din studio. Da, minunat, acum m-ai făcut să roșesc. Fotografia este foarte reușită. Am făcut o eroare în caietul program, o să-l facem mai mare data viitoare. O să-l spun cu litere mari de fiecare dată. Da, bine, fotografii. Acum dacă istoria e cu imic și Cornel trebuia să fie cu... Face parte din istorie. Nu, este un artist contemporan foarte activ și foarte talentat. Da. Bun, deci în afară de buget și în afară de temă, nu? Pentru că spectacolul trebuie să pieze cumva pe tema aleasă de voi. Ce criterii mai luați în calcul? Da, de obicei lucrăm cu mai multe teme așa pe parcursul anului, care sunt... ne inspirăm și din ideile care plutesc în aer, pentru că facem parte dintr-o societate și nu poți să faci abstracție de ce discuți, de ce știi de la alții, de ce se întâmplă în jurul tău. Dar ne fixăm asupra temei pe măsură ce selecția se completează și vedem că sunt spectacole care se duc într-o anumită direcție. Dar ca să răspund la întrebarea de mai devreme, durează destul de mult. Adică eu, de exemplu, mă uit deja la spectacole pentru 2019. Am și câteva idei despre ce ar putea să fie anul al șaselea al platformei. Încă nu am idei despre cum am putea să finanțăm acest nou eveniment și asta este întotdeauna o provocare și durere cumva, pentru că altfel sunt foarte mulți bani în lumea culturală românească, degeaba se plâng unii și alții, sunt bugete foarte mari și la teatre și la muzee și orașele sunt destul de generoase, mai ales Bucureștiul e chiar generos cu artiștii lui, au bugete foarte mari, dar zona asta independentă rămâne subfinanțată în continuare și are foarte puține posibilități de a accesa niște bani prin metode transparente, prin metode așa cum ar trebui să se întâmple, nu prin vechiul sistem de pile și relații de care aș fi vrut să știu că am scăpat deja, dar în fine, el încă supraviețuiește, să sperăm că la un moment dat o să își dea obștescul sfârșit. Uite ce spune aici Cristina Modreanu, nu știu dacă o cunoști. Vom redesena harta României prin teatru, invitând povești din diferite orașe, cum spuneam mai devreme, Sfântul Gheorghe, Constanța, Piatra Neamț, cu protagoniști care fac parte din comunitățile românești, dar și maghiare, moldovenești, rome și tătărăști. De asemenea. Da, e un lucru foarte special, mai ales ultimul pe care l-ai pomenit, pentru că de toate celelalte minorități suntem destul de conștienți în România, dar de minoritatea tătară din Constanța, din Dobrogea în general, dar din Constanța în cazul ăsta, cred că știm foarte puține și e vorba aici de o actriță din Constanța, de fapt singura actriță din comunitatea tătară. Nu întâmplător e singura și sunt foarte puține cazuri de tipul ăsta în general, ci pentru că ea e musulmană și în religia musulmană o femeie actriță este ceva foarte bizar, este ceva rar întâlnit. Și riscant. Riscant, în orice caz problematic. Pentru familia și comunitatea respectivă. Și chiar întâmplător știu de la actrița respectivă că e destul de dificil să faci această meserie fiind musulman și fiind parte din această comunitate, dar este un lucru asumat pe care ea și-l asumă și pe care îl și povestește în acest spectacol Jurnal de România, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt povești foarte personale și în cazul ăsta foarte puțin ficționalizate, cum sunt la Anii Dispăruți, unde a lucrat Peca Ștefan ca dramaturg. Aici, actrițele se întâlnesc cu publicul și își povestesc povestea pe scenă, cu fața la public, într-o relație foarte personală cu cei care le privesc. Eu mai am o singură întrebare, că se termină emisiunea. Dacă v-ați gândit să o traduceți în limbajul mimico-gestual și pentru persoanele cu deficiență de auz, că tot asta ai vorbit nu. Despre expat, că n-au nu. Ofertă, uite, nici ei n-au ofertă. Așa este, ai foarte mare dreptate. Au început să apară timide încercări de tipul ăsta, în special pentru tineri și copii. Chiar am văzut recent la Teatrul Excelsior un spectacol al Nicoletei Lefter, o actriță foarte bună, care a făcut un spectacol pentru copiii cu deficiențe de auz, Visând glasuri se cheamă. Eu sper să existe din ce în ce mai multe astfel de inițiative, pentru că
e foarte important ca acești oameni să nu fie lipsiți de această dimensiune culturală. În toate țările civilizate există pentru ei o ofertă specială, dedicată, și mulțumim pentru idee, o să încercăm pe viitor, dacă vom găsi soluții adecvate, să ne deschidem și spre acest tip de public ignorat, de fapt. Mulțumim foarte mult, multă baftă, cât mai mulți spectatori în sală. Și noi mulțumim. Ne și vă așteptăm la teatru. După, și la cântat neapărat. Da, da, neapărat. Restabilește rock-ul românesc. Să ne facem un repertoriu adecvat. Noi mulțumim. Oricum ne doream de mult, așa. Clar, că uite momentul. Da, momentul nostru de glorie a venit. Știrile sose și ele peste doar 2 minute. Andreea și Alex, ca de obicei, pe sens unic. În rest, aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere. Ne-am făcut plăcere. Ceau.